Sunt în San Francisco și mă plimb cu tramvaiul lor istoric. Știți cât e de tare? Mi-am dorit de mult timp să mă plimb cu acest tramvai funicular. Încă un vis împlinit în America. Și e un nene care... Bine, sunt doi domni care învârt această platformă. Și tramvaiul se întorce. Am stat așa un pic undercover într-un grup de români, iar ghidul era Răzvan Pascu, mă gândesc că ați mai auzit de el sau îl cunoașteți. Bună dimineața! O nouă zi din excursia noastră prin America, coasta de vest. Cred că este ziua numărul 15, dacă nu mă înșel. Eu zic că va fi un clip interesant. Vă urăm vizionare plăcută. Am oprit într-un orășel special. Aici a fost primar celebrul actor Clint Eastwood. E un loc al lui de suflet. Căsuțe mici, cochete, o plajă parțial sălbatică și multă vegetație. Totul îmbinat așa în armonie. Acest frumos orășel se numește Carmel by the Sea. O plantă interesantă, sincer vă spun, n-am mai văzut-o. Și nisipul de cea mai bună calitate. Toate casele sunt impecabile, renovate, menținute în cea mai bună stare, cu grădină, spații verzi, copaci. Cât de frumos arată această casă. Ce să zic, e unul dintre cele mai frumoase orășele prin care eu am fost. Fiecare casă este diferită, are o altă arhitectură. În schimb, una nu-i chicioasă sau de prost gust sau colorată așa strident. Strada pe care sunt se numește Scenic Road, într-o traducere drumul cu panoramă sau cu priveliște. M-aș uita la aceste case o zi întreagă, nu cred că m-aș plictisi, mai ales că sunt pasionat de construcții. Observ tot felul de lucruri care pot fi copiate și făcut o casă de poveste și la noi în țară. Nu neapărat a copia, ci sursă de inspirație. Majoritatea acestor case au prețuri care pleacă de la 1, 2, poate chiar 3 milioane de dolari în sus. Văzusem un anunț chiar pe plajă, 3 milioane și s-a vândut. Casele, repet, nu sunt mari, nu sunt noi, dar locația face toți banii. Ne îndreptăm acum către San Francisco și se circulă bară la bară, chiar dacă sunt 4 benzi, unele autostrăzi au și 5 și 6 benzi. Aglomerația la ei este ceva normal, mai ales în jurul orașelor mari. Dimineața și spre seară. Suntem la porțile orașului San Francisco, dar aglomerația continuă și aici. Toate drumurile sunt cu roșu. Este ora 6 după amiaza și lumea se întoarce de la muncă. M-am minunat de San Diego, de Los Angeles, că sunt mari. Ei bine, și San Francisco mi se pare că e la fel de mare. Suntem pe un pod, un pod destul de înalt. Și vapoarele trec pe sub noi. Suntem undeva la vreo, hai să zic, vreo 30 de metri deasupra solului. Și podul
este într-o parte, nu știu dacă observați. În realitate noi stăm destul de înclinați. Eu țin camera dreaptă și uitați cum e linia orizontului. Am parcat mașina într-o parcare din aceea tip clădire, $4 pe oră și mergem să luăm celebrul tramvai, Muni se numește. Sunt în America de vreo 2 săptămâni și jumătate. Frica aici n-am întâlnit. Deci San Francisco, ce să zic, e deja în toamnă. Sunt 18 grade și bate vântul. Am ajuns. Aici este stația finală. Locul se numește Powell and Market Street. Tramvaiele acestea istorice vin până în capătul liniei și se întorc pe cealaltă linie cu ajutorul acestei platforme. Și e un nene care, bine, sunt doi domni care învârt această platformă și tramvaiul se întorce. Am luat biletele și mergem să facem o tură cu tramvaiul istoric. Fiind atracția turistică, cred că numărul 1 în San Francisco, numărul turiștilor este destul de mare care vor să facă o plimbare cu acest tramvai. Această linie de tramvai a fost dată în folosință în anul 1888, deci 150 de ani. Acolo e o piedică, trebuie ridicată ca să se poată întoarce manual tramvaiul. Aceste tramvaie sunt de fapt funiculare. Funcționează pe același principiu, nu au un motor electric sau termic. Vedeți linia din dreapta, linia din stânga și pe mijloc un șanț, o despărțitură. Pe acolo circulă un cablu care pur și simplu le ajută să se deplaseze. Tramvaiele au un fel de cârlig și se agață de acel cablu. Gata, ne vom urca în tramvaiul funicular. Acesta este mecanismul, practic cu ajutorul acestor pârghii, funicularul se conectează la cablul tractor. Iar cablul tractează acest funicular și ne vom deplasa. Haide să înceapă aventura. Deja am emoții. Mi-am dorit de mult timp să merg cu un astfel de tramvai funicular. Pentru mine e a treia oară. Da, da. Atât s-a putut. Da. Am plecat. Are ceva viteză, nu foarte mare, stimez la vreo 15 km pe oră, 20. Prima oprire, un grup de chinezoici. Poți să cobor la orice stație și iei următorul. Ăsta e avantajul de a avea un abonament de o zi, pentru că puteți să luați bilet dus-întors sau doar dus și plătiți mult mai mult, sau puteți lua un abonament, downloadați aplicația Muni Mobile
și cu $13 puteți să vă plimbați călătorii nelimitate o zi întreagă, 24 de ore. Cu toate. Metrou, autobuz. Altfel, dacă îl luați de la chioșc, vă costă $8 dus, $8 întors, doar cu ăsta. Așa că mai bine prin aplicație. Aha. Ba mai mult, ești lăsat să stai și pe scară, fără nicio problemă. Ne apropiem acum de o stradă celebră. Lombard Street. Cea mai vestită stradă. O stradă care coboară așa în spirală. Văd în depărtare insula închisoare Alcatraz. O închisoare de maximă siguranță. În ziua de azi este muzeu și îmi doresc enorm să o vizitez. Cred că mâine vom lua bilete către insulă. Fără discuție, merită 100% să dați $13 pentru o plimbare de 24 de ore cu acest mijloc de transport, pentru că veți descoperi frumusețea orașului. Multe, multe clădiri vechi au așa farmecul lor, pentru că au o arhitectură specifică acestui loc. Găsiți clădirile astea doar aici, în San Francisco. Am ajuns în vechiul port. Sunt mai multe pontoane transformate în atracții turistice. Avem restaurante, magazine, bărulețe și, bineînțeles, un muzeu. Iar vechile clădiri pescărești, vechile hale, sunt transformate în hoteluri. Acest loc se numește Fisherman Wharf of San Francisco. Am stat așa un pic undercover într-un grup de români, iar ghidul era Răzvan Pascu, mă gândesc că ați mai auzit de el sau îl cunoașteți. Și am stat un pic în grup, am ascultat explicațiile date, dar fără să vorbim, nimeni din grup, bine că nu m-a cunoscut. Și am putut asculta câteva din explicațiile despre Alcatraz, despre acest țărm foarte tare. Suntem pe țărm și putem vedea insula închisoare Alcatraz. Nu e o închisoare mare din ce observ, bine, nici insula nu e prea mare. Dar era foarte greu de evadat, pentru că aici în golf sunt curenți mari. Și dacă reușeai să scapi din închisoare, singura variantă era să înnoți până aici. Și curenții te cam duceau în ocean. Am ajuns pe unul dintre pontoanele tradiționale ale lor, cu magazine și alte afaceri locale. E unul dintre cele mai mari pontoane de genul acesta pe care eu le-am văzut și am fost pe câteva, chiar și în Marea Britanie. Însă atât de mare n-am întâlnit niciunul până acum. Sunt peste 100 de foci și lei de mare și se ceartă între ei. Nu înțeleg de ce se ceartă, dar fac o gălăgie de nedescris aici.
Am mai văzut persoane fără adăpost și prin alte orașe pe unde am mai trecut, însă aici foarte mulți. Pe unde mă uit, văd câte o persoană fără adăpost. Mergem să ne căutăm un hotel și în mare parte cam ăsta a fost videoul de azi. În caz că nu te-ai abonat, eu zic să te abonezi, apasă jos pe butonul de subscribe sau abonează-te, pentru că urmează alte și alte vloguri interesante. Și nu uita de like, cu cât mai multe like-uri acest video ajunge la mai multă lume, iar noi pentru asta chiar vă mulțumim. De aici, din San Francisco, până data viitoare, vă spunem la revedere, v-am pupat!